fie neprihăniți, să fie oameni curați, să fie oameni cu frica lui Dumnezeu, să se gândească la Dumnezeu, să se ferească de rău, să se depărteze de păcat, să-L slujească pe Dumnezeu cel atotputernic. Căci iată cum a zis Dumnezeu lui Avram, eu sunt Dumnezeu cel atotputernic. Dumnezeul care a făcut cerurile și pământul, marea, apa și uscatul, luna, soarele și stelele, planetele. Dumnezeu cel atotputernic, slăvit să fie Domnul. Deci, dragul meu, dacă vrei să fii ascultat de Dumnezeu, și tu și eu trebuie să fim fără prihană și curați la suflet înaintea Lui. În Iov, în capitolul 1, cu versetul 1, Biblia spune, era în țara Uț un om care se numea Iov. Și omul acesta era fără prihană și curat la suflet. Cum era Iov? Fără prihană. Fără prihană înseamnă fără de păcat. Un om neprihănit, un om sfânt, un om curat. Omul acesta, Iov, era fără prihană și era curat la suflet. El se temea de Dumnezeu și se apătea de la rău. Ce făcea Iov, cel fără de prihană și cu sufletul curat? Se temea de Dumnezeu și se abătea de la rău. Dragilor, ar trebui să învățăm și noi de la neprihănitul Iov. Să fim fără prihană ca și el. Să fim curați la suflet ca și el. Să ne temem de Dumnezeu ca și El și să ne abatem de la tot ce este rău ca și El. Și atunci Domnul Dumnezeu Celul și al Pământului va fi cu noi, va fi de partea noastră. În cartea Iov, capitolul 1, cu versetul 8, Biblia spune, Domnul a zis satanii. Cui a zis? Satanii. Există satana? Există. Cine este satana? Vrășmașul lui Dumnezeu și vrășmașul oricărei creații a lui Dumnezeu. Și este inamicul numărul 1 al lui Dumnezeu și este Dumnezeul veacului acestuia. Este stăpânitorul acestei lumi. A câștigat lumea prin păcat. Prin păcat oamenii au devenit slujitorii lui Satan. Când omul minte, când omul fură, când omul înjură, când omul păcătuiește, automat devine robul lui Satan, sclava lui Satan, fiu și fiica lui Satan. Hristos a spus, cine trăiește în păcat, este rob al păcatului și prin păcat robul lui Satan. De aceea spunea Mântuitorul Iisus Hristos cărturarilor și fariseilor, voi aveți de tată pe diavolul și vreți să împliniți poftele lui, căci de la început a fost ucigaș și mincinos. Și ori de câte ori spune o minciună, vorbește din ale lui. Așa că toți cei care trăiesc în păcat sunt fii și fiice ale lui Satan. Domnul a zis satane, ai văzut pe robul meu Iov? Spunea Dumnezeu, nu este nimeni ca el pe pământ. Cum era omul ăsta de laudă Dumnezeu atât de mult în fața satanei? Este un om fără prihană și curat la suflet. Auziți, dragii mei, ce declara creatorul universului despre un om ca și noi? Dar un om neprihănit, un om sfânt. Dumnezeu spunea în fața lui Satan, este un om fără prihană, Iov, și curat la suflet, care se teme de Dumnezeu și se abate de la rău, dragii mei. Aceste cuvinte au fost rostite de Dumnezeu în fața satanei când a zis, ai văzut pe robul meu, Iov? Nu este nimeni ca el pe pământ, adică pe toată fața pământului nu exista o persoană ca și Iov. Fără prihană, neprihănit, curat la suflet, se teme de Dumnezeu, se abate de la rău și Dumnezeu își găsea plăcerea în neprihănitul Iov. Apoi Iov, în capitolul 2, cu versetul 3, Biblia din nou spune, Domnul a zis satane, din nou Domnul a zis satane, ai văzut pe robul meu Iov? Nu este nimeni ca el pe pământ. A doua oară, repetă Dumnezeu, este un om fără prihană
și curat la suflet. El se teme de Dumnezeu și se abate de la rău. El se ține tare în neprihănirea lui. Auziți, dragii mei, ce mărturisește Dumnezeu cel atotputernic, Sfântul Sfinților, despre un muritor, despre un om ca și mine și ca și tine, care a trăit cândva pe pământul pe care și noi trăim, numai că într-o parte a lumii, în altă parte a lumii. Dumnezeu spune, nu este nimeni ca el pe pământ. Este un om fără prihană și curat la suflet. El se teme de Dumnezeu și se abate de la rău. El se ține tare în neprihănirea lui. Dragilor, oare se poate lăuda Dumnezeu cu noi, cum s-a lăudat cu Iov în fața lui Satan? Oare poate Dumnezeu să spună despre mine și despre tine, ai văzut pe robul meu Aurel, pe Costică, pe Ion, pe Gheorghe, pe Mihai? Este temător de Dumnezeu, este tare, el se ține tare neprihănirea lui. Se poate lăuda Dumnezeu cu noi? Dragilor, se poate lăuda Dumnezeu cu noi cum s-a lăudat cu Iov? Poate Dumnezeu să spună despre mine și despre tine în secolul 21, nu este nimeni ca el pe pământ. Este un om fără prihană și curat la suflet. El se teme de Dumnezeu și se abate de la rău. El se ține tare în neprihănirea lui. Poate Dumnezeu, dragul meu, să spună la fel și despre mine și despre tine? Poate. Poate. Din păcate, nu. Nu. În dreptul celor mai mulți, nu. Dar de ce? Dar de ce nu poate Dumnezeu să spună despre noi cum a spus despre robul său Iov? Căci nu este nimeni ca el pe pământ, că e fără prihană, că e curat la suflet, că se teme de Dumnezeu și că se abate de la rău. De ce nu poate Dumnezeu să se laude cu noi în fața cerurilor și în fața îngerilor din cer și în fața lui Satan? De ce? Pentru că nu suntem ca robul lui Dumnezeu Iov. Dar cum suntem? Mințim, furăm, înjurăm, blestemăm, vorbim de rău, clevetim, bârfim, scoatem pe gură cuvinte urâte, porcoase, rele. Și din pricina aceasta nu se poate lăuda Dumnezeu cu noi? Nu! Nu. Nu. Ce trebuie să facem? Să ne aducem aminte de unde am căzut și să ne întoarcem la faptele dintâi. Să ne predăm viața în mâna lui Dumnezeu și să trăim în ascultare de El. Căci Biblia spune în Psalmul 32 cu versetul 11, neprihăniților, adică sfinților, adică pocăiților, adică credincioșilor, bucurați-vă în Domnul și veseliți-vă, scoate strigăte de bucurie toți cei cu inima fără prihană, toți cei cu inima curată. Ce să facă toți cei cu inima curată? Să se bucure în Domnul și să se veselească. Să scoate strigăte de bucurie toți cei cu inima curată. Dragul meu, te mai poți bucura în Hristos? Te mai poți bucura în Dumnezeu în secolul 21? Sau tot timpul ești amărât, ești năcăjit, ești posomorât, ești trist, ești supărat, ești descurajat, ești nădăjduit?
De ce suntem așa? Psalmistul David spunea, eu am căutat pe Domnul și mi-a răspuns, m-a izbăvit din toate temerile mele. David, ce să fac și eu? Caută-L și tu pe Dumnezeu. Dar cu inimă curată. Cu o inimă fără de prihană. În psalmul